Un vârstnic a fost pe punctul să își piardă viața după ce un incendiu puternic a izbucnit la o anexă gospodărească în municipiul Orșova. Trei echipaje de pompieri au intervenit de urgență cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Concomitent cu misiunea de localizare și stingere a flăcărilor, salvatorii au acționat pentru acordarea îngrijirilor medicale proprietarului în vârstă de circa 73 de ani, care a suferit arsuri de gradul 1 la nivelul feței și mâinilor. Ulterior, bărbatul a refuzat transportul la spital. În cursul zilei de azi, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului de pompieri Orșova au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în municipiul Orșova. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la anexa gospodărească, riscând să se extindă la casele aflate în imediată apropiere. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la construcțiile învecinate. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurt circuit produs la un cablu electric neizolat corespunzător. Pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite care pot pune în pericol nu doar bunurile cetățenilor, ci chiar viața, pompierii mehedințeni trag un semnal de alarmă ca cetățenii să nu utilizeze aparate electrice, prize întrerupătoare, cabluri electrice, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații și să nu supra-solicite instalația electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori.